pentru Marea Neagră. Salut de asemenea participarea secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru coordonarea deschisă și oportună. Acum aproape un an, Rusia a încercat să distrugă securitatea europeană și euroatlantică și sistemul internațional bazat pe reguli. Rusia acționează după un model de comportament agresiv pe care l-am observat deja în Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Astăzi, acești parteneri beneficiază de sprijinul aliaților pentru reziliența pe termen lung, care le este necesară pentru obținerea unei păci durabile, stabilitate și prosperitate. De asemenea, sprijinim cu tărie perspectiva euroatlantică a Ucrainei. Pentru a ne asigura că acest război brutal împotriva Ucrainei este actul final al Rusiei, trebuie să fim fermi în descurajarea altor agresiuni și să o înfrângem pe aceasta. NATO este puternic și dovedește un angajament clar față de Ucraina și cetățenii săi. Grupul de discuții B9 este mai puternic ca oricând. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să ne coordonăm în pregătirea unui summit NATO de succes la Vilnius. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, iar acum îi predau cuvântul gazdei acestui summit, doamnei președinte a Republicii Slovacia. Vă mulțumesc, dragă domnule președinte Duda, domnule președinte Iohannis, domnule președinte Biden, domnule secretar general, dragi aliați. După cum ați menționat, domnule președinte Duda, ne întâlnim într-un moment foarte special, fiind prima aniversare a agresiunii Rusiei în Ucraina. Anul acesta ne-a făcut mai puternici și mai uniți. Iar noi, țările de pe flancul de est, suntem mai protejate decât am fost vreodată. Împreună am trecut testul solidarității și al umanității prin faptul că am ajutat Ucraina. Domnule președinte Biden, prezența dumneavoastră aici este încă o dovadă că unitatea transatlantică este mai puternică decât a fost vreodată. Și este o oportunitate totodată să discutăm așteptările pe care le avem de la summitul NATO din Vilnius. De exemplu, cum ne putem asigura că nu există zone gri în apărare, cum putem să ne adaptăm cheltuielile cu apărarea pentru a avea un mediu apărat și cum ne putem asigura că Ucraina se poate apăra pentru atâta timp cât este nevoie și cum să coordonăm relațiile politice dintre NATO și Rusia. Asta vom discuta astăzi, dar de asemenea și la summitul B9 din Bratislava din iunie și la Vilnius în iulie. Mulțumim, domnule președinte Duda, pentru găzduire și aștept discuțiile ce vor urma. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Excelențele voastre, dragi prieteni, ne bucurăm să avem alături de noi astăzi un invitat special care a acceptat să participe la acest summit, președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Joseph Biden. Bine ați venit, domnule! Vă mulțumesc! Mă bucur să fiu aici. Unii dintre voi și-ar putea aminti, cu mulți ani în urmă, pe măsură ce NATO creștea, eu eram cel din Senatul Statelor Unite care încerca să crească cât mai mult alianța. Ironia este că una dintre ultimele conversații pe care le-am avut cu prietenul nostru din Rusia a fost, i-am spus, ceri în continuu ca NATO să devină tot mai finlandez. Pur și simplu vei primi Finlanda în NATO. Nu numai că suntem puternici, suntem mai puternici. I-am spus președintelui că sunt onorat să fiu alături de voi, atâția aliați NATO puternici, iar secretarul general, despre care eu cred că a făcut o treabă extraordinară în ultimul an, mă bazez pe judecata lui.
București 9 a fost fondat în 2015, după ce Rusia a anexat Crimea. Astăzi, pe măsură ce ne apropiem de aniversarea unui an de la invazie, este foarte important să rămânem împreună. Și mă bucur că suntem împreună. De asta am vrut să vă cunosc, să mă întâlnesc cu voi toți în persoană astăzi. Sunteți flancul estic al NATO, sunteți în prima linie și știți mai bine decât toată lumea, mai bine decât oricine, care este miza acestui conflict, nu doar pentru Ucraina, dar pentru democrațiile libere de peste tot din lume. Și despre asta am vorbit eu și președintele Zelenski în Kiev acum 2 zile. Liderii din jurul acestei mese sunt pregătiți să reafirme faptul că ne unesc aceleași valori. Oferim securitate critică Ucrainei. Am primit literalmente milioane de refugiați. Ne asigurăm că ucrainenii pot accesa servicii de bază și împreună vom continua să susținem Ucraina împreună pe măsură ce ei își apără libertatea. În ultimul an, țările din jurul acestei mese au arătat leadership, au întărit NATO, au arătat că sunt împreună pentru Statele Unite și NATO, iar acesta este un lucru clar. Pentru Statele Unite, articolul 5 este o promisiune solemnă pe care am făcut-o. O vom respecta, vom apăra fiecare centimetru din NATO, fiecare centimetru. În acest moment important, aștept cu nerăbdare discuțiile și pașii pe care îi vom lua împreună și vreau să ne menținem alianța puternică pentru a respinge orice agresiune. Din nou, nu este în joc doar Ucraina, ci însă și libertatea. Ideea că peste 100.000 de trupe invadează o altă țară este ceva ce n-am mai văzut de la al doilea război mondial și a schimbat complet situația la nivel global. Trebuie să ne asigurăm că aducem lucrurile la normal. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici. Aștept cu nerăbdare discuțiile pe care le vom avea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi voi da cuvântul domnului secretar general NATO, domnul Jens Stoltenberg. Andrei, este o plăcere să fiu în Varșovia, să vă întâlnesc pe toți și, de asemenea, pe președintele Biden. Joe, aș vrea să-ți spun că sunt atât de impresionat de leadership-ul extraordinar pe care l-ai arătat pentru vizita la Kiev, care a transmis un mesaj clar: suntem alături de Ucraina, și pentru faptul că America este 100% implicată în a asigura securitatea NATO. Aș dori ca următorul summit NATO, cel de după Vilnius, să fie în Statele Unite. La un an după lansarea invaziei Rusiei, președintele Putin nu e pregătit pentru pace, din contră, este pregătit pentru mai mult război. Deci noi trebuie să susținem în continuare Ucraina. Trebuie să le dăm ucrainenilor ce au nevoie pentru a câștiga. Nu știm când se va termina războiul, dar când se va termina, trebuie să ne asigurăm că istoria nu se va repeta. Am văzut agresiunea rusă împotriva a mai multor țări în decursul timpului. Georgia, 2008, Crimea și Donbass, în 2014, și apoi o invazie totală împotriva Ucrainei anul trecut. Nu putem permite Rusiei să continue să distrugă securitatea europeană. Trebuie să distrugem acest ciclu al agresiunii rusești. Aliații NATO nu au fost niciodată mai uniți. Vom proteja fiecare centimetru de teritoriu aliat pe baza articolului 5, unul pentru toți și toți pentru unul. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc, domnule secretar general, doamnelor și domnilor. Aceasta este concluzia acestei părți din summit deschisă pentru media. Vă mulțumesc!